Serviciul 119 este funcțional în cadrul DGASPC Brăila din 5 ianuarie 2022. De la această dată până în prezent au fost recepționate 971 de apeluri, au fost deschise 194 de fișe, același număr de fișe fiind închise. Închiderea fișelor presupune, nu presupune închiderea cazului. Cazurile sunt instrumentate în continuare, dar din punct de vedere al informațiilor preluate de către operator la momentul respectiv, considerăm că fișa este închisă. Aș preciza că cele mai frecvente sesizări la 119 se referă la cazuri de bullying. Practic sunt părinți care sesizează faptul că fiul sau fiica dumnealor sunt victime ale bullying-ului în școală, în unitățile de învățământ. Și, de asemenea, alt tip de caz sesizat este cel al părinților care sunt separați, copilul fiind la unul dintre părinți. Și atunci părintele necustodian, să-l denumim așa, este cel care ne apelează fiind nemulțumit de modul în care celălalt părinte îi facilitează menținerea relațiilor cu copilul. Ce se întâmplă în cazul situațiilor în care se reclamă bullying-ul în școală? În astfel de cazuri, luăm legătura cu unitatea de învățământ și împreună încercăm să soluționăm problema respectivă. Dacă acel copil este inclus în program de consiliere psihologică la consilierul școlar, atunci nu mai intervenim și noi, pentru că nu este în regulă să participe copilul la două ședințe de consiliere psihologică. În cazul în care nu este inclus, participă la noi. Au fost situații în care părinții au decis ca fiul, fiica să meargă la un cabinet particular, de asemenea nici în astfel de situații nu am intervenit, dar am monitorizat cazul și am încercat să îndrumăm pe părinți astfel încât copilul să nu mai fie victimă. Cu siguranță discutăm și cu copiii care îl pun pe acesta în situația respectivă și cu aceștia derulăm programe de consiliere psihologică, discutăm cu ei, discutăm cu cadre didactice și încercăm să soluționăm o problemă. În cadrul acestui program, practic planul de acțiune al programului acesta presupune și desemnarea de la nivelul fiecărei unități de învățământ a unei persoane care să fie responsabilă de colaborarea cu DGASPC pe ceea ce înseamnă implementarea serviciului programului 119. La nivelul județului Brăila am realizat demersuri în acest sens, în colaborare cu inspectoratul școlar, și am primit lista cu toți, practic sunt consilierii școlari la fiecare unitate de învățământ, aceștia fiind desemnați să colaboreze cu noi pentru instrumentarea cazurilor nu numai de bullying, abuz, neglijare, în care sunt implicați copiii din școala respectivă.